Cred că rugăciunea bisericii în vremurile acestea trebuie să fie în două direcții. Una pentru oameni, pentru cei care vin, și aici trebuie rugăciuni specifice. Unii dintre ei sunt bolnavi, acolo e clar, ne rugăm pentru vindecare. Alții au nevoie de lucrări mai complexe, gen healing room, în care oamenii sunt consiliați, ne rugăm pentru problemele din viața lor, pentru duhul de frică, care este foarte frecvent în aceste vremuri. Mulți dintre ei au plecat de frică. Bineînțeles, e războiul care a produs această frică, dar oamenii au frică, au temeri. Mulți dintre ei și-au multe femei cu copii care au venit aici și-au lăsat soții acolo în Ucraina. Noi putem să ne rugăm să eliberăm pacea lui Dumnezeu peste inima lor, peste mintea lor, să-i ajutăm să treacă peste aceste evenimente dificile din viața lor. Și o altă direcție în care biserica trebuie să se roage în aceste vremuri este pentru oprirea războiului. De altfel, Biblia ne spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor care sunt în locurile cerești. Deci, biserica trebuie să se ridice în autoritatea ei și să se roage ca acele domnii care sunt în spatele războiului să se oprească, să se dea înapoi, să se dea la o parte. Pentru că biserica are autoritate și Dumnezeu vrea ca biserica să-și manifeste autoritatea pe care o are. Noi de multe ori poate ne rugăm, Doamne, oprește Tu războiul, dar Dumnezeu, pe de altă parte, probabil că se gândește, biserica mea, ridică-te, intră în autoritatea ta și comandă în lumea spirituală și roagă-te în lumea spirituală ca lucrurile să se oprească acolo. Pentru că dacă războiul se oprește în lumea spirituală, cu siguranță se va opri și pe pământ. Cred că biserica din România trebuie să facă un zid de rugăciune. Și acest zid nu doar în vremuri de război, ci întotdeauna, pentru că pe plan spiritual, așa cum am spus, diavolul luptă cu ultimele lui puteri, amenință, încearcă să-i sperie pe cât mai mulți. De aceea biserica în aceste vremuri trebuie să se roage pentru România, pentru protecția României, pentru pacea României. Biblia ne învață să ne rugăm pentru pacea țării în care suntem, a comunității în care suntem. Deci, biserica în aceste vremuri și chiar dacă n-ar fi război, ar trebui să facă lucrul acesta. Legat de amenințare, nu aș spune că suntem direct amenințați de Rusia. Cel mai probabil Rusia nu se gândește la România în vremurile acestea, cu toate că au declarat că nu le suntem prieteni, suntem printre țările care nu suntem prieteni cu ei, dar ei cel mai mult au treburi în Ucraina, nu în România sau în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, știm că cine a pornit acest război este condus de diavol. Și diavolul este imprevizibil uneori și nu știm ce are Putin în minte, ceea ce vrea să facă. Dar eu cred că Dumnezeu este mai tare decât Putin, mai tare decât armata rusească, mai tare decât cei care vor să invadeze. Și eu cred că Dumnezeu protejează România. De aceea, în special în calitate de biserica lui Hristos, de credincioși, noi nu trebuie să ne temem. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Dumnezeu este de partea noastră. A spus să nu ne temem, indiferent ce vine peste noi. Până la urmă, chiar dacă ar fi război, noi să ne credem în Dumnezeu, să ne credem în protecția Lui. Biblia ne promite că El ne va adăposti sub penele Lui, Psalmul 91. Și pe măsură ce credem cuvântul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță că vom fi protejați de Dumnezeu. Dacă va fi război sau nu în România, nu cred că este chiar atât de relevant. Bineînțeles că nu ne dorim să fie război, dar Biserica lui Hristos în aceste vremuri ar trebui să fie sigură pe Domnul Iisus Hristos, să fie sigură pe protecția lui Dumnezeu,
să nu se teamă, ci dimpotrivă să vadă oportunități prin care să slujească, să manifeste împărăția lui Dumnezeu, să manifeste dragostea lui Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu în aceste vremuri în care trăim.